Maramureșenii sunt invitați să treacă pragul Muzeului de Mineralogie Victor Gorduza Baia Mare, unde a fost deschisă expoziția itinerantă O prietenie regală, Grigore Antipa și regii României 1892-1944. Evenimentul este rezultatul colaborării dintre Instituția de Cultură Băimăreană și Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul Național Peleș, Muzeul Național Cotroceni și Muzeul Municipiului București. În primul rând, am dorit să găzduim această expoziție pentru că Grigore Antipa a fost unul dintre cei mai mari naturaliști pe care România a avut, în special cunoscut prin studiile de biologie acvatică realizate, într-adevăr. De asemenea, pentru muzeul nostru, această expoziție este o premieră ca și colaborare cu Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. O premieră care poate vine un pic cam târziu, dar ne bucurăm foarte mult că s-a întâmplat și, de asemenea, din discuțiile rezultate avute cu conducerea Muzeului Bucureștean, credem că această colaborare va continua și va fi una de lungă durată. Spune povestea unei prietenii alese dintre Grigore Antipa și regii României, cei patru regi ai României. Începe prin aleasa relație pe care Grigore Antipa a avut-o cu regele Carol I, urmează apoi prietenia dintre regele Ferdinand și Grigore Antipa, îi lega foarte mult pasiunea pentru natură, pasiunea pentru vânătoare, relația deosebită dintre Grigore Antipa și regele Carol al II-lea este de altfel oglindită de imagini din expoziția noastră sau toate vizitele copiilor regali la muzeu. Expoziția cuprinde imagini, fotografii și obiecte personale provenite din patrimoniul muzeelor, dar și din patrimoniul unor colecționari privați. În principal, fotografiile toate provin din arhiva personală a doctorului Antipa și sunt mărturii ale relației care a avut loc între 1893 și practic 1944, când Antipa s-a prăpădit, iar piesele provin în majoritate din patrimoniul Muzeului Național Peleș. Sunt piese foarte importante, cum ar fi herbarul regelui Ferdinand, unul dintre puținele herbare ale regelui Ferdinand, sau o casetă din argint care a aparținut regelui. De asemenea, în expoziție putem vedea un album de fotografii foarte prețios al reginei Maria, un album care are o foarte frumoasă însemnare referitoare la Antipa, însemnare făcută chiar de regina însăși. În expoziție se află și brevetele, dar și câteva scrisori pe care savantul le-a primit de la cei patru regi ai României. Grigore Antipa a fost naturalist, biolog, oceanolog și profesor universitar. Este cel care a renovat total și instalat în 1906 Muzeul Național de Istorie Naturală, care acum îi poartă numele, în actualul său lăcaș din București. A înființat Institutul Bio-Oceanografic din Constanța și, cu sprijinul regilor Carol I și Ferdinand, a pus la cale un plan de exploatare rațională a pescăriilor din Lunca și Delta Dunării. Expoziția O prietenie regală, Grigore Antipa și regii României 1892-1944, care este a șaptea din acest an la Muzeul de Mineralogie, poate fi vizitată până în 27 octombrie.